Dragii mei, dacă ne-ar întreba cineva din punct de vedere emoțional sau ce mișcă sufletul nostru cel mai mult atunci când ne uităm la uh, tabloul acesta așa de divers al sărbătorilor poporului Dumnezeu, cele mai multe erau profetice, care dintre ele ați spune că v-a mișcat sufletul cel mai mult? Dintre toate sărbătorile, cu Paștele, cu trecerea Mării Roșii, cu corturi, cu tot ce, ce am citit noi în scripturi, care dintre ele va mișca sufletul cel mai mult? Ar fi, nu? ar fi o întrebare cu care ar trebui să începem studiul nostru de astăzi, cu care încheiem un pic călătoria noastră aceasta în a deschide acest larg și deosebit de bogat și de frumos câmp al vieții de familie în lumina Scripturilor. Nu avem timp să luăm un, un survey acum, dar când ne gândim la sărbătoarea, personal, când mă gândesc la sărbătoarea snopului de legănat, în momentul acela mă, mă năpădesc toți fiorii și gândul că vine o zi în care noi vom sta în fața unei astfel de realități și că acea zi este legată de ziua de astăzi, este legată de ceea ce facem. Sărbătoarea aceasta a snopului de legănat făcea parte din sărbătorile acelea ale din legile viitorului. Ați observat că li se spunea că în timpul călătoriei în pustie, li se spunea când vei intra în țară, vei face asta, vei face asta. Nu erau legi pentru acolo, pentru pustie, ci erau pentru ziua când vei intra în țară, acolo. Acum, sărbătoarea aceasta a snopului de legănat sună așa, Levitic 23:10, vorbește copilor lui Israel și spune: Când veți intra în țara pe care o vă dau, și când veți secerea semănăturile, să aduceți preotului un snop ca pârgă a secerișului vostru. El, preotul, să lege snopul într-o parte și în alta, înaintea Domnului, ca să fie primit. Aceasta este sărbătoarea snopului de legănat. Nu o să intrăm în diverse alte semnificații, dar în contextul studiului nostru legat de familie, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că vine o zi în care noi vom sta în fața lui Dumnezeu ca acest snop de legănat. Nu venim spice pe rând, ci venim un snop și îl încredințăm preotului, adică Domnului Iisus Hristos, pentru că prin El suntem acolo. Foarte frumoasă cântarea care am ascultat-o, Apocalips, capitolul 5, Vrednic este mielul. De aceea, snopul de legănat, adică familia noastră, ea este încredințată lui preotului și el o prezintă înaintea lui Dumnezeu. Și astfel este primită. Vă puteți imagina, pentru că în snopul acesta sunt copii, sunt nepoții, și mai ales pentru noi, care am avut această dureroasă slujbă pe pământ de a păstori sufletele oamenilor, lucrul acesta se complică teribil. Pentru că am stat în fața atâtor oameni și vine o zi în care snopul acesta, cum o fi, cum, cum o fi? nu nu, dau, nu, ce va fi, nu ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar este clar că vine o zi în care stăm înaintea lui Dumnezeu și aducem snopul acesta al rodului vieții noastre acolo. Există un moment numit înfățișare, despre care arată că, în care arată că Domnul Iisus Hristos va înfățișa biserica, iar nou ca părinți, ni se spune că vom înfățișa familia noastră în același fel. În același fel. Dacă nu ar avea nicio legătură cu ziua de astăzi, dacă nu ar fi ziua marilor posibilități, probabil că n-am învățat niciodată acest cuvânt, pentru că e atunci când o veni, vedea ce o fi atunci. Dar Domnul ne învață încă din deșert. Vezi când vei intra acolo în țară și fixează anumite legi de fel. Vezi când va veni ziua aceea să se treacă din timp în eternitate. Atunci când te vei prezenta înaintea lui Dumnezeu cu snopul de legănat pe care îl vei încredința preotului pentru o zi ca aceasta. Vezi ce pui, vezi ce legi în acest snop. Iubiții mei, vom învăța câteva lucruri practice și aș vrea să prindem primul lucru. Când Mântuitorul a spus, Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie și ei, aceasta nu a fost o posibilitate. Dacă se poate sau nu, în niciun caz. Ce a fost lege de viață și de moarte și aplicat la familia noastră. Tată, eu nu aș vrea, nu pot să-mi imaginez, sau, să mă imaginez eu fără nepotul. N-am cum singur în ceruri. O plimb pe coridoare galactice și tot felul de expresii. Nu, nu, e de neimaginat așa ceva. Și pentru niciun părinte evlavios pe pământul acesta, cerul nu este de imaginat în singurătate. Nu, niciodată. Uitați-vă la Moise, care avea locul acolo în Cartea Vieții. Și totuși a spus, nu, nu-mi imaginez cum aș putea să fiu eu în Cartea Vieții fără oamenii în slujba care mai așezat tu și ca atare. Aici vreau să învățăm ceva practic. Copiii noștri vor urmări de aproape felul cum noi ne asumăm răspunderea pentru ceea ce se întâmplă. O să înțelegi lucrul ăsta? Ei vor urmări de aproape să vadă cum ne asumăm răspunderea ca părinte? Cum îmi asum răspunderea pentru ceea ce se întâmplă în familie? Venim dintr-o cultură și dintr-o lume de-a dreptul animalică și barbară în privința aceasta. În momentul când un copil a greșit, ne-am aruncat cu bătaia asupra lui sau ne-am aruncat. Probabil că aici ne-a eliberat puțin viața de așa ceva, dar noi am crescut într-un astfel de, de mediu ne-am aruncat cu bătaia acest, asupra acestui copil, cu toate numele de animale, de înjosiri și așa mai departe, care se puteau spune, fără să ne dăm seama că acele nume de animale sau acea comportare barbară trebuia îndreptată împotriva, doar împotriva celor care se uită la tine când te uiți în oglindă. Acolo era singura persoană vinovată. Acest lucru la știu moi a spus, nu, nu ei au falimentat. Nu ei au falimentat. Eu, eu, am fost chemat de tine să fiu păstor acestui popor. În momentul în care poporul meu a căzut în clipa aceea, eu nu exist. șterge mă din cartea vieții, a spus el. Ca părinți am învățat mai greu această lecție. Deși vreau să vă spun, este cea mai vindecătoare clipă care se poate sfășura în fața unui copil. Sau a familiei, a soției, a soțului, în momentul în care un om al lui Dumnezeu își asumă răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat. Vă spuneam că am fost foarte șocat de prima mea întâlnire cu profesorul, cu îndrumătorul de proiect la teză, când am mers. Primul lucru pe care mi l-a spus acesta a fost. Nic, uite, trebuie să știi, începem un drum extraordinar de greu și noi, la sfârșit, fie vom sta împreună în picioare pe platformă, când vom gradua, fie vom cădea împreună. Bă, nu, noi, nu, noi nu venim dintr-o țară unde învățătorul cădea cu elevul. Venim dintr-o țară unde învățătorul se team în picioare și elevul era un neghiob, un ne simțit, un prost. Îl punea în coși pe coș, de de nucă în genunchi și așa mai departe. Bătaie în cap, cu penarul peste unghii, peste mâini. Noi venim dintr-o... Ca, ca să aud așa ceva la, la acest profesor, care mi-a spus, zice, vom sta în picioare împreună? Sau vom cădea împreună? La încheierea acestui drum. Vă este cunoscută foarte mult, tuturor, poate majorității, acea pagină din viața lui Arun Gandhi, fratele lui Mahatma Gandhi, al cărui copil l-a mințit. S-a dus la film, în timp ce l-a trimis cu mașina, l-a reparat, s-a dus la film, în sfârșit, și a întârziat, a venit acolo și a mințit. A spus că e nu știu unde și până la urmă tatăl lui a văzut. Arun a mers prin ploaie, pe lângă mașină, nu s-a mai urcat în mașină. A mers prin ploaie, copilul a mers plângând în mașină, că dacă tatăl, tatăl nu a urcat. L-a plouat, l-a noroit, l-a făcut și a spus, zice, nu. Ce fel de părinte sunt eu în care copilul meu n-a avut încredere să-mi spună adevărul? Și m-a mințit. Ce fel de părinte sunt eu? Ce am semănat eu un copilul ăsta? Ce am crescut eu un copilul acesta? Și a suferit acolo înaintea lui și pentru fiul lui, așa cum își declară el mai târziu în memorii, acel mers al tatălui său pe lângă mașină, a fost poate cea mai adâncă mustrare care a mers vreodată la sufletul lui. Citim în Biblie de conceptul de cetate de scăpare. Păi are o legătură profundă cu ziua snopului de legănat înaintea lui Dumnezeu. Și se ridică întrebarea, este familia noastră o cetate de scăpare pentru copilul nostru, dacă se întâmplă ceva. Poate copilul nostru să fugă acasă sau va trebui să fugă de acasă. Dacă unul din soți cade, celălalt îl va sprijini sau îl va îmbrânci și mai jos, și mai rău. Este familia noastră o cetate de scăpare sau nu este? Cum să fac să spun ceva acum care să nici nu mă prindeți și cine mă ascultă să nu mă înțeleagă? Am să spun așa că un băiat a comunicat cu mama lui la telefon până în ultima clipă și și-a luat viața în spatele casei. Dar de ce? Pentru că el a considerat că e mult mai bine și mai degrabă să-și ia viața decât să dea ochi cu părinții. Cum să pot spune că un copil pe strada noastră a luat o notă mică la engleză și nu s-a mai dus acasă, s-a dus într-un pod și l-a găsit acolo atârnat. S-a sinucis bietul copil. Pentru această notă care a luat. Cineva a zis, a, dar pentru o notă? Păi nu, el nu s-a sinucis din cauza notei. El s-a sinucis datorită faptului că moartea era mai ușoară decât întâlnirea aceea pe care n-a vrut să o aibă niciodată cu cei care trebuiau să fie cetate de scăpare. Poate soția ta să se spovedească la tine sau nu poate? Trebuie să sune alte doamne și în secret. Știți că ele nu uită, doamnele nu pierd secretul niciodată. Ați auzit treaba asta, da? Și știți și de ce? Că ele îl țin în comun, adică la toate. Nu e nicio problemă. Poate soția ta să vorbească, cu, poate soția să se spovedească la soție, ca la un preot. El e preotul familiei. Nu este barbarul sau tiranul, am încercat în casă la mine să fiu acest fel de om. Și în două împrejurări am văzut un pic de confirmare a intenției mele. Nu am declarat, n-am spus eu acasă fetelor sau soției, hei, eu sunt preotul familiei și să vă spovediți la mine și nu am spus asta. Dacă nu poate să înțeleagă lucrul acesta din viață, din trăire, înseamnă că nu este autentic încă. Poate e doar o intenție, dar încă nu n am reușit. Și am primit două semnale care mi-au confirmat lucrul acesta. Au fost întrebate fetele în clasa 8-a la Academia Loma Linda. Ce ai face dacă ai rămâne însărcinată? M-aș arunca după pod, spus-o fata, eu n-am unde să mă duc. Aș termina, stau, stau până trece trenul și... Alta spune un lucru, cealaltă spune un alt lucru. Când, când a dat semnătura noastră, fata noastră a dat și ea lucrarea acolo, ce ai face dacă s-ar întâmpla lucrul acesta cu tine? Și ea a scris acolo, care ar fi primul lucru pe care zice, m-ați duce la tata, primul lucru. Învățătoarea a oprit și a spus, tu să rămâi după clasă. A rămas după clasă și a spus, cu ce se ocupă tata că Și zice, tata este pastor. Păi dacă pe mine mă întreba ce te-am întrebat eu pe tine, eu și -a spus că aș face ce a zis fata aia. nu aveam unde să mă duc, nu există așa ceva. Iubiții mei, va veni o zi când noi vom sta în fața lui Dumnezeu și vom aduce snopul de legănat. Fiecare lucru contează enorm. Oamenii vor da, vor răspunde în fața lui Dumnezeu pentru orice cuvânt destructiv pe care l-au rostit vreodată. Ce fel de răspuns ai dat? Ce fel de cuvânt ai spus? Adesea. E foarte frumos, ne-a ne puțin ne înghiuntit o video, că noi nu prea zâmbim acasă să facem pe serios și noi. Dar, iubiții mei, frață, nu este cazul. Este o cale mult mai bună, nespus mai bună. Creșteți pe copiii voștri, spune Biblia, în mustrarea Domnului, nu a voastră. Tu împreună cu El, vii înaintea lui Dumnezeu, nu El înaintea ta. Tu îi spui Lui și El înțelege împreună cu tine. Avem trebuință de harul Lui Dumnezeu în egală măsură și venim împreună în fața Lui Dumnezeu și ne spovedim și ne rugăm și ne recuperăm și ne refacem. Cuvântul Lui Dumnezeu din Ieremia, capitolul 13, versetul 20, chiar m-am consultat cu, cu domnul profesor aici asupra acestui cuvânt. E un cuvânt care a fost luat ciuntit cumva, doar a doua parte. Unde este turma care îți fusese dată? Aici scrie. Așa, am luat aceasta, dar e trebuie luată în contextul care este acolo. Textul întreg spune așa: Ridică-ți ochii și privește pe cei ce vin de la miezul noapte. Babilonul venea. Cu idolatrie, cu vărsări de sânge, cu foc, cu jafuri, cu nenorociri nemai auzite. Venea din aceasta cumplită de la Nord și acum Scriptura vorbește cu părinții. În contextul ăsta, când se întâmplă așa ceva, unde este turma care ți-a fost dată? Ai pregătit pe copiii tăi, i-ai -ai învă... ancorat în... de Dumnezeu, știu să se roage, au această lumină în sufletul lor sunt gata pentru nenorocirea aceasta pentru că, în adevăr, noi trăim zile în care întuneric mare acoperă pământul, negură mare popoarele. Astăzi se predau în școli lucruri pentru care acum 50 de ani cineva ar fi fost arestat pe viață și băgat în închisoare. Astăzi altcineva este arestat dacă ar întreba cum e posibil așa ceva să, să facem, să prezentăm copiilor acestora astfel de lucruri. N-ai nici să întrebi în ziua de astăzi. Sunt alte vremuri și n-ar trebui să le confundăm. De aceea Biblia întreabă, ai pregătit casa ta pentru lucrul acesta? Uite, vine nenorocirea aceasta de la nord. Atenție, părinți, spunea Scriptura, comportați-vă cu copiii voștri de așa fel ca să nu-și piardă speranța. Aici este lovitura, aici este ținta unde trage diavolul. În momentul în care un copil și-a pierdut speranța, din clipa aceea viața nu mai are niciun sens, niciun rost pentru el. De ce atâtea naufragii pe pământul acesta? Sunt acești naufragiați ai lumii, milioane și milioane. Sunt copii care au fost convinși de părinților că sunt niște răi, niște urâți, niște diavoli, sunt, nu spun de nimic, sunt într-un fel sau altul, au fost disprețuiți, marginalizați au fost tratați ca animalele, li s-a dat un video în brațe și atât, stai acolo, cum se dă lucuțul sau la Și când intră într-o astfel de încercare, este aproape imposibil să rămână în picioare. E nepregătit pentru viață, e dăruit de Dumnezeu cu daruri, dar nu i-a spus nimeni care are un fel de valoare. L-ați văzut pe cântărețul acela frumos ăla de român din București care cântă, nu știu numai, dar voi îl spuneți imediat acum, că l-ați văzut. Și l-am întrebat de ce. Cum ai, de -ai descoperit, domne, așa de târziu că ești un așa de mare cântăreț? Cum? Pentru că omul a cântat colosal. Colosal. Cum ai, de -ai descoperit, domne, așa de târziu? Dar nu-ți-ai. Dar cu ce te ocupi? Sunt mecanic uh, auto. Și cu așa voce. Ești mecanic auto. Da. Dar cum să. Pot? Păi zice, am vrut să merg odată la cor, să cânt și eu la corul școlii. M-a ascultat, ai înțeles, da? Zice, m-a ascultat, dar m-a dat afară. A spus, Nu ești mă, tu, bun de tu du-te la, la hamba sau la volei, la sport, pleacă de aici. Tu nu ești bun decor. Cine, cine a fost omul la care te-a ascultat? Cine ți-a spus că nu. Ce ar fi însemnat viața dacă cineva ar fi pus în valoare darul lui? Nu există un. Copil, un soț sau o soție sau o familie în care să fie cineva fără daruri de la Dumnezeu. Ar fi nedrept Dumnezeu dacă s-ar întâmpla așa. Nu se întâmplă așa ceva. Problema este că nu totdeauna căutăm să vedem acest lucru și dacă l-am văzut și l-am înțeles, nu întotdeauna îl vom pune în valoare. Iubiții mei, ca să putem să prezentăm acest snop de legănat înaintea lui Dumnezeu, cât mai frumos și binecuvântat, să ne dea Dumnezeu lumina și înțelepciunea aceasta, sclipirea aceasta de moment, să putem vedea în copilul nostru clipa aceea în care darul lui se manifestă și să putem să-l încurajăm să meargă mai departe. Cetatea de scăpare despre care am vorbit noi înseamnă mult mai mult decât situații de felul acesta în care un copil a comis o greșeală și să aibă unde să se refugieze. Cetatea de scăpare înseamnă locul în care părinții pun în valoare un copil și în care un copil reflectă prețuire înapoi pentru că, într-adevăr, de acolo au fost deschiși ochii asupra valorii vieții. Niciodată nu va uita și, după cum ați observat, mulți indică spre familie, spre învățătoare, spre părinți, spre un anume moment de felul acesta. Aceasta înseamnă cetate de scăpare. Când citim în Sfânta Scriptură căile pe care o familie întemeiată de Dumnezeu și care este chemată să reflecte chipul lui Dumnezeu, când citim aceste lucruri în Scripturi, ne dăm seama de faptul că noi avem o chemare mult mai înaltă decât cea comună a străzii sau a culturii noastre sau a vremii noastre. E mult mai... Idealul lui Dumnezeu cu noi este mult mai înalt decât am putut vreodată să înțelegem. Adesea am găsit lucrul acesta în vieți de oameni mari care, care au fost negați, dar au găsit acasă o mamă sau un tată și citeam despre unul din cei mai mari oameni l-au trimis, trimis, acasă, au chemat-o pe mamă să au dat note proaste la școală, nu prea vorbea, El, copiii dotați, foarte dotați, au, au probleme la capitolul ăsta. Și a spus mamei mame lui, <coughs> scuzați-mă, este vorba de Edison, este mamei lui, copilul ăsta nu o să fie bun de nimic, i ia la casă. Nu? Edison? pe păi de, noi, de la el avem becul de la el avem mii de invenții pe pământul ăsta, este o lume vindecată, sănătoasă, din mâna acestui om. Despre care a spus, doamna învățătoare, el la casă că nu e bun de nimic, nu, 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 nu l duce mintea, nu poate să facă nimic. Știți ce i-a spus mama lui? Această de neuitată expresie. Dumneata nu înțelegi pe copilul meu. A luat copilul acasă. Și el a pus în valoare, Și așa a devenit el Edison. Dacă rămânea la cuvintele învățătoare, n-ar fi ajuns acolo niciodată. Dar ca să spui, tu nu înțelegi pe copilul meu, asta presupune ca tu să înțelegi pe copilul tău foarte bine. Și într-adevăr, nu poate să fie cineva. Tu să înțelegi pe soția ta sau pe soțul tău sau părinții sau pe cei din jurul tău. Tu, tu ești primul care a înțeles valoarea aceasta și pe baza aceasta vei putea să ridici pe cel care tinde să cadă, pe cel ce este gata să fie junghea sau aproape prăpădit. Nu vei manifesta indiferență sau bat jocură față de el, din potrivă. Vei proba că ai văzut ceva în acest suflet, care are mare valoare. Și el va spune, eu nu înțeleg ce o fi văzând mama în mine, dar înseamnă că o fi ceva. Sau tata, sau adunarea noastră, cum a pune ea în valoare oamenii, sau ce face, sau... Nu, nu știu ce, ce, a văzut cineva la mine, dar se vede că, că au văzut ceva, înseamnă că știu ceva ei. Lucrul acesta ne va ajuta pe noi să învățăm câteva aspecte practice. Ați observat că Biblia spune nu întărâtați sau nu provocați provocare, nu este clar cuvântul acesta. Nu provoca niciun fel. Câte unii, unii oameni au crezut că provocarea este o cale bună de a-l determina să facă ce -i bine. I-au zis prost ca să, ca să demonstreze că e deștept. Și să-l doare chestia asta și după aia să s-a întâmplat că e, în loc să-l doare, l-a crezut până la urmă. L-a crezut și a, a luat. De aceea, iubiții mei, trebuie să umblăm cu Dumnezeu atât în familia noastră, cât și în biserică și pretotine, nu e nimic de la sine, nu e nimic în virtutea inerției, nu este nimic fără însemnătate în ceea ce se întâmplă. În același timp, ați observat ce a spus unul din fiii lui Iacov, să nu văd mâhnirea tatălui meu. Și ați observat ce a spus altul, Ați observat că undeva au ținut cont de lucrul acesta, datorită faptului că văzuse ce înseamnă. În momentul în care un părinte și un soț sau soție manifestă prețuirea față de familia lui, lucrul acesta se întoarce înapoi. N-aș vrea să ajung să văd uh, suferința tatălui meu. Avem un prieten cunoscut, pe uh, Serafim. Și el când a fost la închisoarea, nu știu câta oară, și când mama lui a venit acolo să-l viziteze și când a văzut în ce stare a adus el pe mama lui prin purtarea lui, a hotărât să-și ia viața. Acolo la vorbitor. A zis, un om, un astfel de om care a adus-o așa, bat jocul asupra mamei lui, un, un astfel de om nu merită să trăiască. Aceasta arăta că el avea o conștiință activă și vie. În ciuda faptului că era un recidivist acolo de atâtea. Și când a mers în cameră, acolo unde avea de gând să facă lucrul ăsta în timpul plantonului, acolo a ajuns să aibă mână Biblia și până în ziua de astăzi păstrează cartea mână. Dar așa ceva i-a adus. Să nu văd mâhnirea soțului meu sau soției mele. Pe motivul acesta. Pe motivul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu se extinde și la biserică și Biblia spune, zice, vedeți cum vă comportați cu slujitorii bisericii ca să facă lucrul ăsta cu bucurie. Nu suspinând că așa ceva nu va fi de niciun folos vouă. Aici, în biserica lui Dumnezeu, trebuie să se împlinească ceea ce este chemată familia, în mic, nucleul acesta. Aici trebuie să se împlinească la scară mai mare. Este o familie de familii în locul acesta și fiecare familie trebuie să vadă în copilul propriul propriului copil. Am fost odată întrebat, de fapt, mi s-a spus, zice, tu faci vreo diferență între copiii tăi și copiii ceilalți? Da sau nu? Dumnezeu zic, niciodată nu m-am gândit, nu știu că se poate așa ceva, Eu nu am capacitatea aceasta. Cum aș putea să mă port cu copilul altcuiva, altfel de cum mă port cu copilul meu. Asta îi spunea Pavel lui Timotei, tânărul lui pastor. zice, vezi că ești într-o familie mare, privește femeile în vârstă ca fiind dus mama, mamă, privește pe cea de lângă tine ca fiind soră, privește pe celălalt ca fiind dus copil, pe celălalt ca fiind dus tată. Ești într-o familie în care trebuie să trăiești ca într-o familie, că într-o zi vei prezenta snopul de legănat înaintea lui Dumnezeu. Bine, dar realitatea totuși ne aduce într-o situație de nedorit și dramatică într-un fel sau altul. Dacă cei doi vor fi un singur trup, ce ne facem atunci când unul alege să meargă pe o cale rea? Vom merge împreună? Mi-a trimis o întrebare, cineva de unde zice, auzi, uite, avem o persoană siameză aici și zice, un cap ar fi vrut să meargă la biserică și capul celălalt a spus, nu, nu, mergem la cafenea aici. Păi mergem la cafenea după masă, nu, mergem acum. Și zice, sunt perplex, nu pot să înțeleg. Zice, cum or, fi, cum or să fie judecați astfel de oameni, ca într-o familie în care uh, unul trage într-o parte, altul în altă parte. Uh, și ei am spus, zic, vezi, Dumnezeu va lua în in considerare intenția ce a fost în adâncul sufletului. Vin situații în care. Duhul nostru nu se poate uni nici măcar cu părintele nostru, cu mama sau cu tata. Ezechiel spune treaba aceasta. E undeva un copil care are un părinte care face rele, vorbește urât, este idolatru, var să sânge, este un, un nedrept, un necinstit. Este un copil. Acum dacă așa e tata, merge... Nu! Zice, copilul ăsta îl vede, dar nu merge pe căile lui. Adică suntem sub același acoperiși, dar noi suntem chemați să fim un singur trup cu Hristos. Și acolo drumurile se despart. A fost un moment în care eu și soția lui, care a fost una și suflet, trup și suflet, așa au trăit și așa au rămas. Dar a venit un moment în care ea a, a, a văzut altfel lucrurile. Nu știu dacă ne-am luat timp să înțelegem expresia. Eu am zis că a fost o expresie a unei dureri teribile pe care o simțea pentru soțul ei și indignarea ei împotriva lui Dumnezeu care uite cum îi răsplătește lui cel mai credincios om de pe pământ. Dar a venit un moment în care el nu a zis pe dacă așa zice soția mea, stemuna, am merge și mergem amândoi. Nu, acolo drumurile s-au despărțit. Până acolo, încât într o zi Iacov a spus suntem aceeași familie, suntem sub aceleași acoperiș, dar sufletul meu niciodată nu va intra la sfatul acestor copii ai mei. Erau copiii lui, dar el, ca tată, niciodată nu și-a unit Duhul cu ei. Este unirea noastră cu Domnul Hristos, va face întotdeauna ca steaua polară a sufletului nostru să nu fie omul de lângă noi, ci acela despre care a vorbit în prorocie Balam, o stea răsare din Iacov. El este steaua polară. Isaia 8 cu 18. Iată, eu și copiii pe care mi-ai dat, mi-a dat Domnul, suntem niște semne și niște minuni în Israel din partea Domnului Știrilor care locuiește pe muntele Sianului. Să ne ajute Dumnezeu să putem să încheiem Alergarea și slujba noastră pe pământul acesta cu aceste vorbe sfinte, așa asta să se întâmple atunci când preotul va prezenta Tatălui nostru snopul de legănat al familiei noastre, al lucrării noastre pe pământ și al rugăciunilor pe care le-am înălțat în taină. Dumnezeu să meargă împreună cu noi până va împlini tot ce a scris în cartea lui despre fiecare casă în parte. Amin! Tată, ceresc. Îți mulțumim din toată inima pentru înalta ta chemare și îți mulțumim că împreună cu chemarea ta, Doamne, Dumnezeul nostru, ai pus în noi puterea și bunăvoința și dragostea de a te urma. Doamne, tu ai gânduri înalte cu fiecare dintre noi și cu familia noastră și cu copiii, cu nepoții, cu copiii în credință, cu toți cei pe care îi va adăuga Dumnezeu la familia lui cea mare. Ajută-ne ca în casa ta, Doamne, Dumnezeul nostru. Să fim un motiv de bucurie și de încredere pentru cel de lângă noi. Să ne ajut, Doamne, să putem duce în lume cu adevărat chipul lui Dumnezeu, care a văzut în noi frumusețea și bunătatea pe care o poate produce Duhul Sfânt. Ne închinăm înaintea Ta, Doamne, și te binecuvântăm în veci. Amin!